La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți sunt mari probleme după ce la ultima rectificare bugetară de stat pentru sistemul de asistență socială din județ, guvernul nu a alocat niciun ban, începând din luna noiembrie. Nu doar că nu vor mai fi bani pentru buna desfășurare a activității instituției și a centrelor aflate în subordine, însă salariații direcției vor rămâne fără lefuri. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a primit bani care au acoperit cheltuielile instituției până în luna septembrie 2021, datorită bunei organizări a conducerii care a reușit să facă economii considerabile. S-a reușit plata salariilor și pentru luna octombrie, însă, din păcate, începând cu luna noiembrie, nu vor mai fi bani. Din păcate, luna noiembrie nu vine cu vești foarte bune pentru angajații de GSPC și pentru asistența socială în general, în sensul că mai mult ca sigur se vor înregistra dificultăți cu plata salariilor. Aceasta este vestea proastă pe care să spunem că o avem de transmis la acest moment. Dacă ONOR, Guvernul României, nu va aloca fondurile necesare desfășurării activității de asistență socială în Mehedinți, aceasta va fi, din păcate, urmare, așa cum spuneam, vor fi înregistrate întârzieri în plata salariilor. Ce aș vrea să punctez însă foarte clar, că nu vreau să se înțeleagă greșit, să nu creadă cineva că noi stăm cu mâna întinsă acum la guvern și îi rugăm oarecum frumos să cerșim bani de la guvern. Nu, vorbim despre niște fonduri care se cuvin asistenței sociale, vorbim despre o obligație a Guvernului României, așa cum este stipulată ea în lege. Datorită unor bune măsuri organizatorice, angajații de GSPC au putut să-și ia salariul și în luna octombrie, fără nicio zi de întârziere, spre deosebire de alte GSPC-uri din țară. În anii trecuți au fost probleme cu plata salariilor, situația a degenerat între reprezentanții diferitelor partide politice. Însă în cadrul instituției este vorba despre persoanele cu dizabilități, despre copii și despre hrana pentru aceste categorii de persoane, dar și de salariile unor angajați ale unor familii. Până acum, din păcate, sprijin am primit doar de la președintele Consiliului Județean, cel care s-a implicat activ în problemele de GSPC-ului și împreună cu care am găsit de fiecare dată soluții pentru buna desfășurare a activității de când ocup eu această poziție, inclusiv datorită implicării domniei sale, am reușit să dăm, așa cum spuneam, salariile în luna octombrie, spre deosebire de alte GSPC-uri din țară. Eu îi rog și pe, că vă spuneam că nu pot să dau sfaturi, dar rugăminți pot să transmit. Îi rog și pe reprezentanții guvernului și pe parlamentarii de Mehedinți să ne dăm cu toții mâna să îl sprijine pe președintele Consiliului Județean, să sprijine reprezentanții de GSPC și iată cum scot acum în evidență aportul și implicarea președintelui Consiliului Județean. Voi scoate în evidență la momentul respectiv și implicarea altor oameni de bine. Sunt eu convins că nimeni nu-și dorește sincope în activitatea protecției sociale, asistenței sociale. Cred că suntem cu toții oameni rezonabili, sănătoși la cap, care nu dorim să meargă rău în vreun domeniu. Dincolo de toate aceste aspecte, trebuie luat în calcul faptul că ne aflăm într-o situație pandemică, iar la nivelul de GSPC sunt câteva zeci de cazuri de COVID-19, atât în rândul angajaților, cât și în cel al beneficiarilor, sunt măsuri specifice care trebuiesc luate, implicând anumite costuri. Eu sunt ferm convins că până la urmă se vor găsi soluțiile pentru a debloca această situație. Sunt ferm convins că, așa cum vă spuneam, toți oamenii care au un cuvânt de spus, care au putere de decizie în această situație, că vorbim de președintele Consiliului Județean, că vorbim de parlamentari, că vorbim de miniștri, vor găsi până la urmă soluția firească, soluția normală pentru a nu exista sincope în activitatea asistenței sociale în Mehedinți, dar și la nivelul întregii țări, pentru așa cum vă spuneam, nu este o situație particulară la Mehedinți, este o situație generalizată la nivelul întregii țări. Directorul de GSPC Mehedinți, Adrian Bidilici, este convins că situația va fi rezolvată, iar oamenii competenți vor găsi o soluție atât la nivel de județ, cât și în întreaga țară.